Practica aplicată în ședința extraordinară a Consiliului Județean Dâmbovița din 12 iulie anul curent a fost una ordinară în stilul consacrat de președintele Consiliului Județean Florin Popescu și de vicepreședintele Marin Antonescu. Am remarcat însă și nu pentru prima oară că reacția opoziției a fost sublimă, dar a lipsit cu desăvârșire. Deși ședința era convocată chiar de grupul majoritar al consilierilor județeni ai Uniunii Social-Liberale, pe ordinea de zi a extraordinarei a existat un singur punct, care trebuia, după cum spune legea 215, să fie supus votului, proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Dâmbovița a domnului Marin Antonescu. Pentru această nouă extraordinară, după ce a ratat lamentabil săptămâna trecută, s-a depus o listă semnată de cei 18 consilieri ai Uniunii Social-Liberale majoritari, dar care ieri n-au mișcat în front. Ai fi zis că cineva i-a injectat cu blegomazin și le-ar fi paralizat orice reacție. Atitudinea lor este de neînțeles pentru opinia publică. După maratonul milițienesc al extraordinarei din 5 iulie anul curent, aflată sub comanda dictatorială a vicelui Marin Antonescu, cel care i-a umilit pe majoritarii useliști din Consiliul Județean Dâmbovița ca pe ultimii sclavi aflați la muncă pe plantația PDL. După ședința din 5 iulie anul curent, cei 18 consilieri ai Uniunii Social-Liberale au trimis o scrisoare deschisă președintelui Consiliului Județean Dâmbovița Florin Popescu, în care aduceau argumente de nelegalitate și cereau respectarea articolului 46 din statutul aleșilor locali. Extraordinara de ieri ne-a demonstrat însă încă o dată că reprezentanții opoziției din Consiliul Județean Dâmbovița se află într-un grav conflict de interese cu interesul majorității dâmbovițenilor. În acest sens ne-au dat ieri încă o dată motive să-i suspectăm că prin tăcerile lor repetate, ca la comandă, își slujesc de fapt propriile interese sau răspund intereselor unei grupări de afaceri transpartinice care mimează jocul democratic. Chiar nu mai înțelegem de ce au convocat consilierii majoritari ai Uniunii Social-Liberale o ședință extraordinară dacă tot aveau de gând să tacă. Ne poate acuza cineva că suspectăm aici un blat cu Florin Popescu și cu Marin Antonescu în acest meci cu miză mare politică? În expunerea de motive a opoziției se invocă noua configurație a Consiliului Județean Dâmbovița în urma constituirii Alianței Uniunii Social-Liberale între PSD, PNL și PC. Faptul că structura de conducere a autorității publice județene administrației publice nu reflectă raportul de forță actual. Nici ieri Florin Popescu și Marin Antonescu n-au ținut cont de dispozițiile articolului 101 din legea 215/2001 administrației publice locale privind eliberarea din funcția vicepreședinților Consiliului Județean, la votul secret al majorității de 2/3, fiind clar că nu se va ajunge niciodată. Opoziția legal constituită a fost informată sec de Florin Popescu că există echilibru de forțe. Ba mai mult, ședința a fost întreruptă brusc de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, care a anunțat că va solicita un punct de vedere din partea Ministerului Administrației și Internelor, invocând total fals și evident ilegal cum că Ministerul Administrației și Internelor ar fi, cităm, forul tutelar al Consiliului Județean Dâmbovița. În această situație voi solicita Ministerul Administrației și Internelor, care este forul nostru tutelar, un punct de vedere privitor la situația în care ne aflăm. Pentru a nu putea și a nu încălca legislația și pentru a nu tensiona atmosfera mai mult decât este. Pentru că, repet, din punctul meu de vedere, ședința precedentă n-a făcut cinste Consiliului Județean. Și vă rog să înțelegeți acest lucru și să nu mai repetăm. Având în vedere precedentul creat referitor la atacarea unei hotărâri care, din punctul de vedere al secretarului județului și al prefecturii, n-a fost legală și pentru a nu întâmpina aceleași dificultăți, pentru a nu păți același lucru, până vine punctul de vedere la Ministerul Administrației și Internelor pe această temă, întrerup ședința Consiliului Județean. Urmând ca să vă comunic în timp când va veni răspunsul la Ministerul Administrației și Internelor și să vă convoc la continuarea acestei ședințe. Din păcate, la această gravă dezinformare, care reprezintă o enormitate în materie de administrație publică, nu s-a învrednicit nici liderul grupului PSD Sache Neculaescu, ori cel al PNL Gabriel Grozavu și nici un alt consilier USL să-i dea o replică pe măsură președintelui Florin Popescu și să-i ceară acestuia să supună la vot proiectul de hotărâre așa cum prevede legea 215. Prin vocea liderului de grup
PNL Gabriel Grozavu, opoziția a anunțat că va depune plângere penală împotriva președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, iar senatorul PSD Adrian Țuțuianu a criticat comportamentul golănesc și nelegal, un evident abuz în serviciu al președintelui Florin Popescu. Gabriel Grozavu a declarat: președintele Consiliului Județean, în stilul caracteristic, într-un mod abuziv și total discreționar, încălcând flagrant legea, pe părerea mea este un grav abuz în serviciu, a suspendat sau a întrerupt, nu știu care a fost exprimarea precisă, această ședință. Nu înainte de a cere părerea reprezentantului instituției prefectului, respectiv a domnului subprefect Jijie, domnul președinte, spunând că este forul nostru tutelar. Ori, din câte știu, Consiliul Județean n-are niciun fel de subordonare niciunui minister din România. Vom face tot ceea ce ne permite cadrul legal, astfel încât Consiliul Județean să, sau mai precis, conducerea Consiliului Județean să reflecte majoritatea creată în cadrul Consiliului Județean. Au fost întrerupte și microfoanele, nu mai aveai ce. Din moment ce a spus am suspendat sau am întrerupt ședința, s-a ridicat și a plecat, dar ceea ce este și mai grav că a plecat întreg aparatul tehnic al Consiliului Județean. Repet, ăsta este un grav abuz în serviciu și cei 18 consilieri USL sunt hotărâți să facă o plângere penală împotriva președintelui Consiliului Județean. Domnul președinte cerea o părere sau a cerut o părere reprezentantului instituției prefectului, exprimându-se că cere părerea Ministerului Administrației și Interne, forul nostru tutelar. Nu știu, eu nu mă simt subordonat Ministerului Administrației și Interne și niciun consiliu local, niciun consiliu județean nu este subordonat nimănui. Noi vom face o plângere penală președintelui Consiliului Județean pentru modul abuziv cu care a condus ședința. Ne-am fi dorit să obținem o explicație și din partea lui Sache Neculaescu, liderul grupului consilierilor PSD din Consiliul Județean Dâmbovița, dar acesta a refuzat cu hotărâre în repetate rânduri să facă orice declarație de presă. În acest context, nu putem să nu facem legătura între atitudinea consilierului județean PSD Sache Neculaescu și calitatea sa de proprietar al unei clădiri devenită sediu PDL Dâmbovița. În această afacere, președintele PDL Florin Popescu îi plătește lunar consilierului județean PSD Sache Neculaescu o chirie de 2.000-2.500 de euro pe lună. Credem că această informație poate explica multe lucruri despre felul în care decurg dezbaterile politice în forul administrativ județean. Am solicitat un punct de vedere conducerii PSD Dâmbovița. Președintele executiv Adrian Țuțuianu a comentat situația în care s-a ajuns. Actuala putere, care e reprezentată la nivel județean de domnul Florin Popescu și de domnul Marin Antonescu, este în stare să facă orice pentru a rămâne pe acele scaune. Și asta este ceea ce trebuie să înțeleagă toți românii. Acest partid, Partidul Democrat Liberal, este un partid care nu are niciun fel de respect pentru norme democratice elementare. Nu există în lege o instituție numită întrerupere sau suspendarea ședinței, nu există în lege posibilitatea de a bloca discutarea unor probleme în Consiliul Județean atunci când o majoritate care este legal constituită are posibilitatea să le discute. Cam asta trebuie înțeles. Suntem în situația în care democrația românească se află într-un grav politic, într-un grav declin și într-o situație care este fără precedent în ultimii 20 de ani. Avem de a face cu un comportament absolut golănesc, nelegal, este evident un abuz în serviciu contra intereselor publice, repet, autoritatea administrației publice județene este Consiliul Județean și atâta timp cât este legal într-un nimeni nu-i poate întrerupe sau suspenda lucrările, Ministerul Administrației și Internelor nu are calitatea de autoritate tutelară pentru Consiliul Județean, pentru că discutăm de un principiu fundamental, acela al autonomiei locale. Ministerul reprezintă guvernul. Cel mult, Ministerul de Interne, știu, alarmat
legat de ce prostie ar face consilierii opoziției la Târgoviște, ar fi putut să vină și să ceară prefectului să-și exercite atribuția de control, de legalitate, dar în niciun caz să ne dea puncte de vedere pro sau contra unui proiect de hotărâre. A venit vremea să-i spunem domnului Florin Popescu că o să aibă o problemă cu noi în continuare. Și problema aceasta se poate manifesta în mai multe feluri. Nu? Am discutat mai devreme că avem de-a face cu veritabil abuz în serviciu al președintelui Consiliului Județean și sper ca cei 18 consilieri ai USL-ului să se manifeste în direcția sesizării instituțiilor statului pentru acest abuz, adică să formuleze o plângere penală și împotriva domnului Popescu și împotriva manierei în care vicepreședintele Consiliului Județean Marin Antonescu a condus ședința precedentă. În al doilea rând, cred că este cazul să ne manifestăm politic și foarte dur să venim și să blocăm toate inițiativele președintelui Consiliului Județean care n-au legătură cu interesele fundamentale ale acestui județ și să-i arătăm că această majoritate poate să pună în dificultate administrația petelistă a județului Dâmbovița. Partidul Social Democrat și-a asumat direct poziția de partid partener într-o alianță politică și vom pune în aplicare tot ceea ce stabilim împreună. Cred că ați observat la ultimile două ședințe în care s-a discutat problema înlocuirii lui Marin Antonescu, că majoritatea PSD-PNL a funcționat și a funcționat foarte bine. Cei care conduc astăzi Consiliul Județean n-au minima cultură politică să înțeleagă până unde poate merge jocul democratic și când începe abuzul. Nici guvernul, nici Ministerul de Interne și nici prefectul nu au emite puncte de vedere într-o ședință de Consiliul Județean. Sau le pot emite, dar ele nu au niciun fel de însemnătate practică pentru aleșii județeni.